Elevii școlii Petre Ispirescu din Constanța au decis să se implice în proiectul ce vizează recondiționarea și modernizarea secției de terapie intensivă nou-născut și a compartimentului prematur din cadrul Spitalului Clinic Județean Constanța. Chiar dacă sunt mici, au demonstrat că au sufletul mare și au confecționat decorațiuni de Crăciun pentru a fi puse în vânzare. Am cumpărat o coroniță, un brad, un felicitar cu brad 3D și un felicitar cu lumânare și un moș Crăciun din lână, cred că e. Un breloc. Da, Și pentru ce a fost organizată această acțiune? Pentru dotarea unei secții de nou-născuți. Am cumpărat o coroniță, o felicitare cu o lumânare și am cumpărat un breloc. Am cumpărat lucruri făcute de noi, puțin ajutor de la doamna, dar noi ne-am descurcat în cea mai mare parte. Și părinții elevilor și-au adus aportul la organizarea acestei acțiuni, pregătind prăjituri și dulciuri. Evenimentul a fost o reușită, iar obiectele confecționate de elevi, coronițe de brad, brelocuri, oameni de zăpadă, felicitări sau insigne, s-au vândut ca pâinea caldă. Ce cumpărați? Să ne gândim, noi suntem de la școală, am adus prăjituri ca să se vândă, nu știu cum procedează doamnele și o să dăm și noi bani aici. Prăjituri, coroniță și un om de zăpadă. Fondurile strânse vor fi donate Asociației Dăruiește Aripi. Școala Petre Ispirescu a organizat acest eveniment caritabil și toate donațiile survenite în urma evenimentului vor fi direcționate către proiectul nostru de reconstrucție și modernizare a secției de terapie intensivă pentru nou-născuți din cadrul Spitalului Județean Constanța. Pe toată durata evenimentului, copiii din școală au prezentat pe scenă momente de dans, muzică, teatru, limba engleză și limba germană.